faci, faci. Am rămas blocați în mijlocul drumului. Pur și simplu nu putem înainta. Ce ne facem? Mașina nu mai pleacă de pe loc, nu mai pleacă pe gheața asta. Da, ce ne facem? Hai să vedem. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? Stațiunea Vârtop este cea mai cunoscută zonă turistică montană cu pârtii de schi din munții Apuseni, atrăgând tot mai mulți turiști, nu doar prin prezența pârtilor de schi amenajate, ci și prin diversitatea punctelor de atracție din zonă. Situată la granița a două județe, Bihor și Alba, la stațiunea Vârtop turiștii au la dispoziție trei pârtii. Cea de la Vârtop are o lungime de 1000 de metri, beneficiind de nocturnă și pe lângă acest lucru, această zonă are avantajul de a avea imagini spectaculoase atât vara cât și iarna, deoarece priveliștile din jur sunt de o frumusețe aparte. Of you, of you. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it, damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. Este ora 10 și este superb afară. Hai să vă duc și pe voi. Avem aici o pisicuță care nu ne dă pace, dar este super drăgălașă. Oh, mai avem încă una. Două pisicute. Asta portocaliu. E foarte, foarte prietenoasă. Cealaltă nu vine neapărat tot timpul. Wow, ce superb arată. Uitați-vă și voi numai cum se vede în împrejurimile noastre. Adică cabanei. Din ce ne-a spus gazda, aici sunt doar ei. Tocmai de aceea n-am știut cum era drumul aseară, că vă povesteam în vlogul trecut că nu am putut să urcăm. Numai puțin să închid aici ușa. S-a deschis. Nu am putut să urcăm. Noi am crezut că e undeva mai jos, dar oricum foarte, foarte ușor se ajunge dacă nu e zăpadă pe drum. Încolo sunt niște munți care arată super bine. Cerul este super frumos, foarte albastru. Îl vedeți? Un albastru puternic. Câțiva norișori, dar nu mulți. Și a răsărit deja soarele de mult. Eu până m-am îmbrăcat, până m-am aranjat, a trecut ceva timp, dar ne-am trezit la ora 8 și ceva spre 9. Totul e superb. Hai să întorc un pic camera să o vedeți și pe mine. Taram! Iată-mă și pe mine cu razele soarelui strălucindu-mi în față. Așa de mult mă bucur că am venit aici la cazare și apropo de cazare, hai să vă povestesc ieri ce s-a întâmplat. Vă spuneam în vlogul trecut că o să vă povestesc. Noi aveam cazarea în Scărișoara, dar era urcat de urcat foarte, foarte mult și ne-a spus de acolo domnul de la acea cazare că dacă nu avem 4x4 nu ne putem încumeta să urcăm, că nu avem cum, este gheață, nu este șoseaua, așa știți cum este curățată în mod normal șoseaua și am ales o cazare aici în Vârtop, doar că nu am găsit nimic la, cum să zic, la exact în oraș, în Vârtop sau în Arieșeni, așa că am luat, cum ar fi de ieri pe aseară, cabănuța asta, că am găsit-o la 500 de metri de șosea și a fost numai bine, deși chiar și acei 500 de metri au fost acoperiți cu gheață și cu zăpadă. La fel, același drum de țară, nu de țară, că aici cine locuiește e doar această cabană, vedeți, în împrejurim nu mai este nimic și
am ajuns foarte greu. Am urcat un picuț, după care ne-am oprit cu mașina pentru că nu mai înainta. Mi s-a activat sistemul de antiderapare, de anti-ghețu și nu puteam să accelerăm deloc. Așa că am rămas blocați pe drum. Asta pentru că v-am spus, era gheață și un picuț și patinam, n-aveam cum să înaintăm. Așa că a venit domnul de aici, de la această cazare, chiar ne-a sunat, că a zis că deja trebuia să fiți ajuns și că dacă nu putem urca, vine după noi cu 4x4 și atunci a venit după noi. Dar ideea era că fiind 500 de metri de la șosea, a zis că este tot posibilul să ajungem noi și să nu trebuiască să vină. Și am zis, bine, hai că încercăm. Și să zic așa, a fost un picuț de panică, deși nu foarte mare, pentru că eram asigurați cu niște locuri din astea de parcări de pe acest drum, adică nu ne-am lăsat mașina în mijlocul drumului, ci într-o mică parcare. Erau așa câteva popasuri din astea făcute și am ajuns în seară cu bine, dar o să vă las imaginile aici pe acest clip să vedeți și voi cam ce a fost. Deși trebuia să ajungem pe la 6, cam așa 5:30, 6, am ajuns la 6:30 pentru că o jumătate de oră am petrecut-o pe drum încercând să scoatem mașina la locul de poposire. Bine, dragilor, hai că vă mai încânt un pic cu priveliștea din jur. Nu se vede din cauza acestui paravan, să zic așa, sau nu paravan, acoperiș, pentru că este cabana cu mansardă, iar noi suntem aici la mansardă și nu se vede în fața mea, dar eu m-am dus un picuț mai în stânga și sunt munți, sunt foarte, foarte mulți munți acoperiți cu zăpadă și mai încolo și încolo, iar pentru că nu îi vedeți foarte bine și n-aveți de unde să vedeți imaginea, adică imaginile, să zic așa, în ansamblu, o să ne plimbăm un pic pe aici astăzi și o să vă inserez cadrele pentru că merită, este foarte, foarte frumos și în cazul în care ajungeți și voi pe aici prin Arieșeni-Vârtop, eu o să vă las link spre cabană în descriere dacă vreți să vizitați și voi acest loc și să vă cazați aici. Uitați ce frumos arată și încolo. Sunt un pic somnoroasă, nu zic nu, dar sunt foarte fresh, foarte energică și am chef parcă de alergat. Numai ce să vezi, zăpada e foarte mare. Hai că vă las și eu cu glumele mele și începem vlogul cu ceea ce v-am spus. Vă arăt un pic din treaba de aseară, după care ne continuăm liniștiți și sper fără peripeții ziua de astăzi. Nu, cred că ție că ai stat în zăpadă mult.
E mare, măricică cabana. Destul de măricică, da. Da. Îmi zic pe unde? Ai, nu mai știu. Sigur, pe aici unde? Cred că da. Da, aici. Mă trebuie să-l sun pe domn. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So I can't. Won't you follow? Wow, this is privelice. I know I can't make you mind, yes, I'm not a time. Vai de ce priveliște. Noi unde am stat acolo, stai? Conduri de la stat sau europeni? Cred că e pe puntaj. Tu vezi tu pe unde trebuia să urcăm? Un albazin, știi? Dacă e să faci ceva, trebuie să ai debit foarte mare de apă, știi? Da, da. Na. Drumul ăsta am băgat asfalt frezat, na, drumul e ok, dar na, aici automat îți dai seama, trebuie ca să ții, să... Nu știu, na, nu știu. Bine, am foarte mulți care ar fi interesat de varianta asta, da? Să ai și foarte mult bani ca să... Da, destul de scump, plus că tot să mai scumpezi materialele astea. Aici e problema, știi? S-au scumpit acum de așa mare. Aici e cea mai mare problemă, într-un moment când efectiv tu nu știi ce se întâmplă într-un an. Nu avem fonduri europene și trebuie să dăm iară să facem devizele, justificare, deci că nu se mai încadrează, au zis constructor, dar nu mai puteai finaliza. Știi. Deci am avut, deci n-am avut, că nu suntem azi la niște drumuri, la proiecte destul de mari, după ce s-au urmărit prețurile, au zis așa, cât de penalități că nu, că abandonăm proiectul. Păi atât, cât ar fi să cumpărăm materiale, aproape dublu. Ai plătesc penalizarea și gata, am și mai ieftin. Vedeți unde e problema și cu fondurile europene? Faci contractul acum și finalizezi proiectul peste 2 ani și te trezești că se dublează și te-ai dus în cap. Te-ai dus în cap și după aia trebuie să faci justificări, că nu știu ce, că evaziune, că dacă voi vreți să faceți evaziune, apoi dar tu vei cumpăra fierul sau materialele atunci. Aici e cea mai mare problemă. Dar avem probleme din asta, avem, dar noi lucrăm la primăriile, poate face școlile, edinițe, acum am făcut un complex la Timișoara. Uite, cum e de exemplu și la mine, eu când am cumpărat WC-ul la construcția asta, au fost 220 de lei, acum e 450. Da. Deci îți dai seama ce nebunie curată. Da. Asta e chiar o nebunie, adică să dublezi tabla, să dublezi lemnul, să dublezi tot. Hai că aștept. Și să vă spun cât costă, s-au vândut acum o cabană cu 5 camere, costă 10.000 de euro. Nu, că fie un apartament în acolo. Si? Adică, ce să zic, nici foarte, foarte bun, nici cât de un apartament. Da. 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 Mașinuța noastră. Sunt zăpezită. Wow, ce frumos. Mm-hmm.
Arieșeni este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România, atestat istoric pentru prima oară în 1909 sub numele de Lăpuș. Satul a făcut parte inițial din fosta comună Râul Mare. Până în 1924, localitatea Arieșeni, împreună cu Gârda de Sus și Scrișoara, formau o singură comună purtând numele Scrișoara. Dezvoltarea ei se datorează migrației populației din zonele joase spre locurile mai înalte, libere, în căutarea pășunilor montane. În momentele următoare vreau să vă ofer ocazia de a savura împreună cu mine imaginile pe care le avem de pe drumul de la Arieșeni spre Oradea, pentru că este un drum foarte frumos de munte, de țară, așa cum ne lipsește tuturor celor care stăm la oraș. Am ajuns la mall în... Unde am ajuns? Nu ne putem întoarce. Aici, Mesopotamia și dincoace. La mall în Oradea. Am crezut că ne putem întoarce pe acolo și să ne fi dus. De ce am ajuns până aici? Ca să mâncăm. Și am ales să venim pe drumul acesta pentru că este un pic mai bun. După ce mâncăm, ne întoarcem în Arad. Sper că v-a plăcut toate informațiile de astăzi, de pe clipul din Arieșeni, cu imaginile pe care vi le-am lăsat. O să vrem să mâncăm ceva și vă arăt ce ne luăm și cam atât. Dar hai să ne hotărâm prima dată. Salată, nu? Dabu, așa ce așa. Dabu, Mesopotamia. La ce te gândești? Nu știu. Așa și mai ce? Hai să vedem ce ar fi. Ce ar fi, Dumnezeu? Asta de aici? Din asta, dar oare au picant? Dulce picant. Și aici este cred cu bambus. Ce ziceam eu de dieta aia? Mai știi ce dietă? Ce ziceam? E bună dieta. Sau ține și voi. Poftă bună. Eu mi-am luat un kebab pe atomediu și soțul chinezesc. Va aia să mă bag și la tine. Tăiței de orez. Super. Trebuie să fie bun. Îmi place. Poftă bună. Ați văzut, am mâncat, ne-am oprit la mall, ne-am săturat pentru că ne era fomica și ne vom îndrepta spre casă. Un picuț am mai filmat și astăzi, nu zic nu, deci ați avut de văzut și peripețiile noastre de ieri, ați avut de văzut și imaginile din zona Arieșeni-Vârtop, sunt superbe și trebuie să ajungeți și voi pe acolo, mai ales în timpul ăsta de iarnă când ninge, pentru că este absolut superb. Mi-a plăcut foarte mult, vrem să mai revenim și bineînțeles acum a fost pe 2 zile, deci foarte scurt timpul, dar vom vrea pe viitor să venim și câteva zile așa iarna, ca să ne bucurăm cât se poate de mult de priveliște și nu doar să facem vloguri, dar și să ne relaxăm noi la o cafeluță dimineața pe terasă. Gândiți-vă și voi cum ar fi dimineața asta să stăm noi la cafeluță pe terasa de la noi de la cabană. Ar fi
obiectiv fost superb, dar a trebuit să plecăm. Cu toate astea, noi ne-am simțit foarte bine. Foarte plăcut a fost totul, ne-am simțit minunat și vom vrea să mai repetăm experiența, dar momentan să vedem ce reușim să facem, pentru că poate mai avem nevoie și un pic de căldură și tot așa. Încercăm și una și cealaltă, mai ales că România are de toate. Dacă vizitați România, nu o să fiți dezamăgiți, asta în cazurile în care lăsăm lucrurile rele la o parte, dar eu vă sfătuiesc și vă influențez, să zic așa în ghilimele, să încercați să vizitați și România, mai ales dacă locuiți aici în țară. Bun, astea fiind spuse, eu vă doresc numai bine, o să încheiem aici aceste două zile, pentru că zic eu că am filmat destul, cu mine este și GPS-ul, dar pe voi nu vă deranjează nici pe noi, pentru că ne scoate din Oradea. Nu prea cunoaștem orașul Oradea, dar am vizitat centru. Am vizitat și pe timp de iarnă și pe timp de vară, va mai trebui să venim și pe aici. Apropo, scrieți-mi dintre voi care sunteți din Oradea, care sunteți din Arieșen, Vârtop, zonele acelea, pentru că mi-ar plăcea foarte, foarte mult să ne cunoaștem. Bun, până data viitoare vă doresc numai bine, zile minunate, fericite, ne auzim în curând, așa că abonați-vă pentru ca să fiți notificați când postez. Asta dacă apăsați și clopoțelul, bineînțeles. Până data viitoare, eu vă las cu bine. Pa, pa, v-am pupat!